Bună ziua, bine v-am găsit. Azi suntem pe data de 11 mai. Acum 3 zile v-am arătat colonia care a intrat în frigul roitului. Și ce am făcut cu ea? I-am luat tot puietul, dar ce am făcut cu puietul? Puietul l-am adus la colonii mici, care abia au supraviețuit de iarnă, am vreo 4 astfel de colonii. Și la 3 am împărțit acel puiet și să vă arăt cum am făcut. La acele colonii. Deci ce am făcut? Am folosit grila de unificare. Și acum o să-i dau drumul la puiet, dar nu înainte să verific dacă mai are boci pe acele rame. Eu le-am distrus inițial. Aceste 3 rame sunt cu puietul care a venit de la colonia, intrată în friguri. Acum o să reorganizez toată colonia și o să crească, o să meargă înainte. Puteam să fac roiuri, dar n-am vrut să folosesc bocile acelea de roire, mai ales că am dat drumul la creșterea de regină. Acum ce voi face să dau înapoi ramele astea în partea dreapta a stupului. Aici avem o mască nici foarte bună, nici foarte rea, e așa și așa. Dar până când vom decide cum ne vom ocupa de aceste regine, până atunci va putea prelua o parte din albina coloniei care a intrat în friguri. A stat 3 zile cu grila de unificare. Acum doar așez rame. Matca este undeva aici, în cuib. Asta e rama de lângă grilă. Așa. Va fi o ramă tampon, care să zicem că lasă un pic de spațiu între cele două zone. Acestea sunt ramele care au venit de la colonia intrată în friguri. Tot ce fac acum e să scot această grilă de unificare și să vă arăt. Ea așa arată, este o grilă cu plasă de fund antivaroa și consider că în 3 zile feromonii s-au transportat dintr-o parte în cealaltă. Acum verific ramele dacă mai are boci pe ele, că cele pornite albina nu le distruge. Și dacă am omis runa, o să fie pe aici.
aici. Aici au fost toate aceste boci, acum noi le distrugem. Distrugem toate bocile astea care au fost pornite. Unde a fost toat, acolo avem larvă. Mai bine nu distruge aceste boci când facem astfel de unificare, o să le găsim. Ea va continua să le crească, dar matca de la colonie le va distruge dacă nu este în friguri. Da, nu este în friguri, este o colonie mai micuță. Acum doar unim ramele și totul este normal. Am mai eclozat din albină. Cam asta este. Deci iată cum se poate face o unificare. Încă un pic și vom face nucleele pentru bocile care au fost făcute. Iar aici avem rama cu hrană. Aici au fost câteva boci pornite. Fiindcă marca oase deja în el. Bun. Cam asta este. Acum s-a făcut o familie frumușită. Și va putea să-și continue treaba. După câteva zile voi veni cu foaie la el, cu ramă oarbă. Colonia arată bine. Bun, cam atât am vrut să vă arăt cum am procedat eu cu ramele care au fost luate din colonia intrate în friguri. Ați văzut și bocile încă active. Dar din acest moment totul este în regulă. Aceasta e grila de unificare. O să ne mai trebuiască probabil. Când vom mai face unificări. Unificări se pot face de diferite tipuri acum și depinde de ce este nevoie în stupină. Bun, cam atât. Ce mai urmează probabil să filmez e cum arată colonia care a fost în friguri și dacă mai are boci. Acolo matca are posibilitatea să oprească bocii. Aici nu au avut. Bine, până data viitoare, numai bine!